Nu mă interesează că tu nu crezi în Dumnezeu. Faptul că tu nu crezi în Dumnezeu nu înseamnă că El nu există. Și nu mă interesează nici să te conving să crezi în Dumnezeu. Nu e treaba mea să te conving. Nu e treaba mea dacă tu vrei să trăiești fără Dumnezeu. Ești liber să o faci. Eu pot să-ți spun doar atât. Dacă vreodată vei simți că ai nevoie de ajutor și că nimeni dintre cei pe care știi nu te poate ajuta, nu te costă nimic să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu. Dacă vrei, încearcă. Dacă nu, nu. Și dacă îi ceri ajutorul lui Dumnezeu, să știi că asta nu te obligă cu nimic în continuare. După aceea, poți să te întorci la nu crede în Dumnezeu, dacă așa vrei. Dar, dacă te hotărăști într-o zi să încerci să vezi dacă există Dumnezeu, poți cere: Doamne, te chem alături de mine. Acoperă-mă cu grația Ta. Nu mă lăsa să le fac rău altora cu gândurile sau faptele mele. Te rog, nu mă lăsa să fac prostii astăzi. Dă-mi un semn dacă o iau pe arătură. Asta e tot. Fă asta și vezi ce se întâmplă. Dacă vrei, poți să spui seara, înainte de culcare: Doamne, acoperă-mă cu grația Ta, vindecă-mă cu grația Ta, încarcă-mă cu grația Ta, repară ce e de reparat în mine. Și vezi cum dormi în acea noapte.